Persoanele juridice, pe lângă cele fizice, își pot achita online taxele și impozitele locale pe platforma ghișeul.ro. Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt rugate să trimită pe mailul primăriei Călăraș o solicitare prin reprezentantul legal pentru obținerea unui cont pe ghișeul.ro. Sistemul Național Electronic de Plată Online cu cardul bancar permite plata online pe site-ul www.ghișeul.ro operat de către Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale a obligațiilor fiscale locale existente. Site-ul este securizat la înalte standarde privind tranzacționarea pe bază de carduri bancare. Reamintim faptul că până pe data de 30 iunie 2020, contribuabilii, persoane fizice și juridice pot beneficia de o bonificație de 10% pentru plata taxelor și a impozitelor locale. Andrei Klein, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Călăraș, vine cu mai multe detalii. Până pe data de 30 iunie 2020, contribuabilii din municipiul Călăraș își pot plăti taxele și impozitele și beneficia de acea bonificație de 10%. Ca și informație, vă pot spune că până la data de 15 iunie 2020 s-a încasat o sumă totală de 16,43 de milioane de lei. Pe categorii de contribuabili, situația fiind astfel. La capitolul persoane fizice au existat încasări de 9,14 milioane lei, cu bonificații în valoare de 529.000 de lei. La capitolul persoane juridice există încasări de 7,29 de milioane de lei, cu bonificații în valoare de 310.000 lei. Pe ghișeul.ro au fost efectuate 1.293 de plăți, în valoare totală de 396.473.000 de lei.